Bună seara, dragii mei, bună seara, dragile mele, mă bucur că ne reauzim și în această seară pe Aurasco. Mă bucur foarte tare că ați reales întâlnirile noastre de la ora 20, motiv pentru care astăzi o să vă fac și anumite surprize. O să povestim puțin despre relația dumneavoastră viitoare. Este o etalare care se poate adresa și persoanelor singure, persoanelor care nu sunt în prezent într-un cuplu. O să vedem despre ceea ce destinul urmează să vă ofere, așa, ca predispoziție în următoarea etapă. Putem să aflăm cum vă mai percepe partenerul, dacă acesta există, bineînțeles, cum vă percepe partenerul, cum vă vede, pentru că este destul de fină această barieră, ce ar vrea de la voi, dacă ar mai vrea ceva, ce așteaptă partenerul vostru de la voi, pentru că sunt situații în care așteaptă ca voi să mai faceți un pas sau primul pas, bineînțeles, dacă nu discutați, cum este relația în prezent, cum poate fi în funcție de situații, obstacolele în calea fericirii voastre, ce ar vrea partenerul de la voi sau de la relație în general, ce anume influențează această relație și care ar fi rezultatul final, mai ales că n-am mai făcut de foarte multă vreme acest tip de etalare. Haideți să vedem, dragii mei, cum vă percepe partenerul, cum vă percepe el și deja simt că este vorba despre o relație triunghiulară sau are pe cineva, este o persoană care este ușor influențată de factori din jurul său, fie bărbați, fie femei, posibil să fie vorba despre anumiți colegi pe la serviciu care l-au tot șicanat, au tot șicanat-o, probabil că este vorba despre o frustrare pe care, sau frustrări pe care le-a acumulat destul de mult, nu se simte bine în pielea sa, fie că este bărbat, fie că este femeie, în prezent poate că se bucură de atenția și altor persoane, jobul fiind unul prin intermediul căruia poate să se întâmple acest lucru, însă nu îi place nimic. Îi displace absolut toate oportunitățile ivite în cale, îi displace faptul că nu mai este o persoană care este stimulată să cucerească pe cineva. Simt că este vorba despre o persoană plafonată, o persoană care chiar dacă ar fi într-o relație, cum spuneam, s-ar putea să fie într-o relație triunghiulară, să aibă pe cineva, să nu mai fie satisfăcută, satisfăcut din niciun punct de vedere, rutinat, trist, dezamăgită și cu o oarecare frică, lipsă, da, frică, mai puțin frică, da, lipsă de entuziasm, de a comunica, de a își comunica, de exemplu, emoțiile, sentimentele, mai ales vis-a-vis de voi, pentru că sunt situații în care lucrurile par a fi reluate, dar ușor, foarte timid, sau cumva simțiți la nivel telepatic prezența unei persoane care parcă ar vrea, parcă n-ar vrea să vă ofere un mesaj sau un telefon. În cazul în care a făcut deja acest lucru, ori au rămas situațiile așa în coadă de pește, tot în aer cum erau, ori probabil că cineva a făcut un pas de a-l bloca definitiv sau a bloca-o definitiv. Deci prima poate că v-a deblocat sau voi ați deblocat pe cineva, după care ați hotărât sau hotărâți imediat că nu are niciun viitor această relație, motiv pentru care probabil ați închis ușa. Haideți să vedem cum vă percepe partenerul, cum vă vede partenerul, ce vrea de la voi, ce așteaptă de la voi, cum este relația voastră sau, mă rog, cum ar fi în funcție de, spuneam, ceea ce urmează să primim ca mesaj, obstacolele în calea fericirii voastre, ce vrea partenerul de la relație, dacă mai vrea ceva, ce anume va influența sau influențează această relație și rezultatul final cu cărți surpriză. Mesaje de la această persoană, ce urmează să vi le ofere. Sunt două mesaje, au căzut, le lăsăm. Surpriza surprizelor și de aici încă câte mesaje vor din alt pachet de cărți de oracol.
Multe mesaje vrea să vă dea. Ok, haideți să vedem, dragii mei, dragile mele, cum vă percepe partenerul. Exact cum spuneam, s-ar putea că mai bine de un an de zile să își dorească o revenire, să își dorească să comunice cu voi, să își dorească un nou început cu voi. Dorința sa e mare, adică fără doar și poate se gândește, se răzgândește, pune mâna pe telefon, ar scrie mesaj, l-ar trimite, nu l-ar trimite, se întreabă dacă are vreo rost, n-are vreo rost, deci este măcinat sau măcinată de tot soiul de idei, de tot felul de întrebări. Mi se pare că este o persoană care probabil există și o a treia persoană sau a existat și o a treia persoană în viața lui sau în viața ei, doar că nu și-o mai dorește. Probabil că a avut și alte relații pasagere, trecătoare, gândul a fost tot la voi sau ce aveți voi în comun. Acum, dacă aveți un copil în comun, să știți că din ce în ce mai mult se gândește, acum nu vreau să vă induc stări false, că s-ar putea să vă potriviți, s-ar putea să nu vă potriviți, dar așa cum văd eu acest mesaj, cumva poate că are negat copilul sau nu l-a recunoscut în sfârșit, dar de mai bine de un an de zile se tot gândește la această ființă pe care ați conceput-o împreună, un mesaj pentru mai puțină lume, bineînțeles. Ar vrea să se implice în educația sa sau să revină în viața dumneavoastră pentru a fi activ sau activ, de fapt, nu activă. Persoane care probabil au avut și anumite afecțiuni medicale în ultima vreme, probabil au fost retrase, surplus de greutate, probleme cu prostata dacă sunt bărbați sau zona abdominală, procreere, doamnele și domnișoarele, ca semne zodiacale, în primul rând vărsător, săgetător, balanță, scorpion, berbec, leu și vărsător, am zis că mai zis vărsător, rac, ca semne zodiacale predominante, atenție, nu obligatorii. Ce aș mai putea să spun este că persoana respectivă gândește renașterea acestei relații, o coclește așa, ca să mă exprim liber, doar că în momentul de față este implicat, avem și pești, este implicat sau implicată într-o relație sau poate că este o persoană cunoscută, o persoană recunoscută, statut material, social, este cumva trasă înapoi sau trasă înapoi de anumite chestiuni materiale. Emoțional, gândul este clar. Acolo, probabil că și relația aceasta a fost ca un soi de evadare. Nu știu neapărat dacă la început a dorit o finalitate în relația cu voi, doar că probabil lucrurile au scăpat așa ușor de sub control și în momentul în care a renunțat, aici mi se pare că este vorba despre un bărbat care a renunțat la o relație, a renunțat, dar ulterior a regretat. Ulterior vorbim de planul acesta prezent, pentru că au fost momente în care această necomunicare s-a derulat pe o perioadă destul de lunguță, dacă este să mă întrebați pe mine, potrivit acestor mesaje. Doar că relația aceasta a continuat și dorința de a avea acest început, dacă Dumnezeu vrea, bineînțeles, din punctul său de vedere, cu siguranță veți mai fi împreună. Anii au trecut, probabil 3 ani, probabil 4, probabil 5, poate și mai mult și uite că cu toată această lipsă de comunicare, telepatia a funcționat aproape perfect la voi. O să vreau să văd ce îl sucește sau ce a sucit-o, i-a sucit cumva gândurile către voi, mai ales dacă au fost și anumite dispariții din relația voastră, așa, pe nepusă masă. Un blocaj, un bloc, poate pe rețelele de socializare. În orice caz, mi se pare că persoana asta a făcut tot ceea ce a stat în putință să vă îndepărteze, să vă blocheze, să nu discute cu voi, să nu comunice cu voi. În unele cazuri, poate că au fost și anumite, haideți să-i spunem așa, un soi de amenințări, lasă-mă, nu mă mai căuta. Dar în ciuda eforturilor sale și oricum și în această zi, este o persoană extrem de implicată în jobul său, probabil că a făcut toate eforturile să muncească mai mult, să-și ia acasă mai multe de lucru, tocmai ca să nu se mai gândească la nimic și la nimeni. Probabil că a trecut recent
Este posibil că tot vorbeam de trio, dar pentru că este singur, ori a trecut printr-un divorț, nu neapărat acum, știți că timpul este fluid, curge diferit față de ce înțelegem noi la nivelul acesta clasic al ceasului, orologiului. S-ar putea să aibă un semn distinctiv pe față, ori o barbă de a doua zi, grizonat, ochii negri, căprui sau cu o aluniță pe un obraz sau cu o gropiță. Ori are cearcă neori, mi se pare că este o persoană care este extrem de obosită sau extenuată fizic, mental, emoțional, cum vreți voi. Nu îi intră nimeni în voie. Bravează nu față de voi, bravează la locul de muncă. Pare că este foarte drăguț. Dacă ați urmărit persoana respectivă, poate pe rețele de socializare sau dacă deja vă cunoașteți la serviciu și nu mai discutați, probabil că râde excesiv, probabil că își exprimă așa o fericire în sfârșit nefirească în mod excesiv. Asta înseamnă bravură, dar este ca acel măr frumos, afară este foarte drăguț, foarte, pare fresh, așa proaspăt, dar înăuntru numai el, mărul, știe despre ce este vorba. Deci pe voi, cum să vă spun, întotdeauna v-a perceput ca pe un nou început. Adică totdeauna când se gândește la voi, se gândește ca la acel început pe care și l-a dorit, scăpându-i de sub control, a plecat din relație. Nu cred că se aștepta să iubească la nivelul la care a început să o facă, pentru că pe aici pe acolo sunt și persoane cărora le plăcea să cam umble așa din floare în floare, nefiind la prima abatere, mai ales dacă a fost căsătorit sau căsătorită. Mie mi se pare că persoana respectivă, chiar dacă a fost căsătorită și are și un copil, doi, nici nu mai contează, nu este la prima abatere. Probabil că evadarea sa a fost în a căuta pe cineva care ca să-și umple un gol. Deci pentru el ați reprezentat și încă reprezentați acel început. Reprezentați noul, reprezentați acel început, reprezentați un fel de evadare din această realitate liniară, rutinată, tristă și care nu-i aduce nicio, cum să vă spun, realitatea aceasta nu-i aduce nicio fericire. Deși probabil că prin intermediul jobului are tot soiul de contacte cu persoane de sex opus, doar că nu îi place. Refuză și mai nou, s-ar putea să refuze absolut orice fel de relație. Cum vă vede în momentul de față partenerul? Ca jumătatea sa. Vă vede jumătatea sa, o relație de yin și yang. Este o persoană care, mă bucur că se confirmă această carte, chiar mă gândeam la o persoană care ori cântă la un instrument, ori răcochetează cu arta aceasta a frumosului, ori este artist, ori este, nu știu, domeniul artistic, să spun așa, care legătură, sau el ca persoană sau ea ca persoană, aceste ființe sunt îndreptate către partea aceasta artistică. Știți că sunt unele persoane, cum spuneam în etalarea de aseară, sunt persoane foarte tehnice. Însă, acum vorbim de persoane care par romantici incurabili, le place să sufere din dragoste, dar și să se bucure de dulcea împăcare. Nu știu, probabil că îl inspirați, sunteți muza lui, că tot mă gândeam la cum vă vede partenerul, ca un fel de muză, știți, inspirația sa. Există o dependență clară pe care o are pentru voi, este o persoană legată foarte sufletește de voi și în tot această absență nu va uita. Poate să fie și o persoană cu părul spicat, șaten, blondus, cu ochii căprui, verzui. Ce vrea de la voi în momentul de față? Ce vrea de la? Vindecare. Probabil că în relații, în cazuri particulare, unele situații sunt aproape imposibile. Alte relații sau în alte situații nu se poate vorbi despre împăcare. În alte situații nu se poate vorbi despre faptul că voi sunteți acel pansament pe care și îl dorește, pentru că până la urmă nu sunteți nicio opțiune și n-ați reprezentat nicio opțiune. Poate, să spunem la început, dar ulterior nu mai sunteți o opțiune pentru el sau pentru ea.
Zboară într-o aripă, nu cred că vă este necunoscută această carte, iubesc acest pachet de cărți de oracol. Cum să vă spun, o să vedeți și ce așteaptă de la voi. Vrea să vindecați rănile. Suferă nu în prezența, suferă de absența voastră, este dor de discuțiile voastre, de schimburile voastre, de mesaje de la începutul relației, fără a mai avea încredere că se ar putea relua acea etapă. Probabil scândește, a fost, s-a dus, s-a trecut, nu va mai fi nimic la fel și este teamă, că știți că vorbeam de teamă de la început și acum mi-a venit acest mesaj în minte, mulțumesc pentru un mesaj, este teamă cum să vă zic, dacă reia această relație, nimic nu va mai fi la fel și că își va pierde cumva din farmec dacă va relua această relație și începe voi să discutați, că de asta spuneam că are această latură de, mă rog, romantică, știți? Deci probabil că este teamă să nu distrugă tot, să-și piardă din farmec. De asta cred că și întârzie puțin cu aceste mesaje, cu aceste, eu știu, telefoane, dar există acolo un porumbel al păcii, chiar dacă șchioapăt, există o dorință, cel puțin din partea celuilalt către voi, o dorință de împăcare cu voi. Ce se așteaptă de la voi sau ce așteaptă el de la voi? Așteaptă o confesiune. Dacă s-ar putea să discutați despre faptul că sunt foarte multe postări, poate, dacă aveți o relație la distanță pe internet, sunt foarte multe postări care bravează. Și de o parte, mă scuzați, și de o parte și de cealaltă. Probabil că vreți să vă faceți în ciudă, vrea să vă facă în ciudă, dar și viceversa. Își dorește foarte tare să nu existe încăpățânare, să nu existe ego, să nu există nimic ce v-ar putea împiedica acest ușor narcisist. Să știți că s-ar putea să vă considere ușor narcisistă sau ușor narcisistă dacă voi postați sau dacă voi sunteți acele persoane care bravați cumva sau vrând să-i faceți în ciudă, postați cât de bine vă este. Poate să fie și viceversa. V-am zis că energiile se întrepătrund. Deci probabil că consideră că ceea ce afișați voi nu este realitatea voastră, ci doar să-i faceți în ciudă. Aici aveți atenție, pentru că spuneam că telepatia funcționează foarte fain la voi. Și atunci, oricât încercați voi să păreți ceea ce nu vă sunteți să-i faceți în ciudă, știe, simte. Simte lucrul acesta. Bine, și voi simțiți foarte tare. Mie mi se pare că sunt așa două persoane care poate au de toate din punct de vedere material. Aici vorbim de niște case cu geamuri înalte, mari, luminoase. Vorbim despre persoane care, din punct de vedere material, sunt ok, sunt așezate, își câștigă banii, nu sunt întreținute sau întreținute, chiar dacă sunt singuri, chiar dacă nu sunt singure, dar mie mi se pare că există o singurătate sufletească aici. Cineva parcă se uită pe rețele de socializare, admiră poza celuilalt, se admiră singur în oglindă. De asta spuneam că este o ușor narcisist, narcisistă, dar în interiorul său este singur, singură sufletește. Probabil își dorește, deși văd că vă așteptați așa unul pe celălalt, își dorește să reluați această comunicare și să nu mai fie o comunicare doar în oglindă. Sunteți foarte pe aceeași lungime de undă, rezonați pe aceea, la aceeași, sunteți pe aceeași lungime de undă. Mie mi se pare că este doar un ecran, știți, care vă desparte. Adică, cum suntem și noi acum. Practic, sunteți. Voi, nu știu cum să zic, poate să fie și un ecran virtual, știți? Adică vorbim de virtual în general. Știți foarte clar, hai să ne gândim așa la imaginea asta, știți foarte clar că se gândește la voi, știți foarte clar că vă urmărește postările, știe foarte clar că același lucru îl faceți și voi. Și atunci rămâne, cum să vă zic, nu este nimic concret, nu se materializează nimic, nu se concretizează nimic. Pentru faptul că între voi există această oglindă. Dacă ați lua această oglindă și v-ați vedea față în față, ce s-ar întâmpla? Era la un moment dat și cred că îl știți, dacă răsfoiți paginile Facebook-ului,
O chestie foarte drăguță, hilară, erau doi câini separați de o poartă. Și separați de această poartă, lătrau unul la celălalt de mama focului. Ei, în momentul în care stăpânul i-a atras această poartă și s-au văzut față în față, nu mai erau la fel de luptători, așa. A pus înapoi, a tras poarta între cei doi, sunt sigură că îl știți că i-a fost viral la un moment dat. Au început iară. Care mai de care? Astfel de imagini o am și eu, bine, păstrând proporțiile, că nu țipați unul la celălalt sau cred că nu mai este cazul de scandal. Este acel blocaj, dar, cum să vă spun, în spate veniți voi cu toate emoțiile și toate tensiunile și toate sentimentele. În spatele acestui blocaj este cealaltă persoană care la fel este plină de emoție și de tensiune. Când, cum să vă spun, suferință, durere, mă rog, tot felul de gânduri, de vise, ce aș face, de ea aș prinde-o, ce l-aș face de ea l-aș prinde, în sfârșit se trece blocajul și dintr-o dată, păi ce facem acum? Și nu mică vă va fi mirarea, că s-ar putea să vă treziți cu o chestie de genul acesta, bine, păstrând proporțiile, am dat un exemplu. S-ar putea, de exemplu, să fie, scuze de repetiție, defect profesional, să fie acest blocaj dat la o parte și atunci va fi drăguț. Ce vă veți spune? Da, am surprizele aici. Ce vă veți spune? Ia uite. Stați aproape, că vă spun imediat. Când se trag gobloanele și sunteți față în față, s-ar putea să vă întâlniți accidental, să dați unul peste celălalt într-un magazin, pe stradă, nimic întâmplător, știți cum spun de fiecare dată. Dar este interesant să aflăm cum este relația în momentul de față. Pustie, pustie. Sunteți pustiți sufletește unul față de celălalt, reluați mesaje pe care vi le-ați scris. Unii dintre voi, să știți că, și în special celălalt sau cealaltă, a păstrat conversațiile voastre, chiar dacă a fost o relație tăinuită. Probabil că din când în când se mai uită pe aceste mesaje. Aici, clar, vedeți și dumneavoastră că imaginea vorbește de la sine, depărtare, sunteți în pom și pomul în aer, o să vă spun de fapt și surpriza surprizelor aici, că vedeți, este această crăcuță fără nicio floricică, aparent, pentru că aici se dezvoltă încă una. Vedeți sus pe această crăcuță, aparent fără nicio frunză, uite că apare ceva. Adică dragostea găsește o cale, să știți. Viața, în general, găsește o cale. De asta, eu am în curte un cireș sau vișin, nu știu sigur ce este, s-a uscat, cum bine, l-am salvat, în sfârșit, cineva își făcea o casă și mă rog, ce a făcut acolo, a săpat, a scos acești copăcei și l-am salvat cu chiu cu vai de sub pământ după o săptămână de zile și a prins, a făcut acolo niște cireșele după care s-a uscat complet. Și atunci, prima chestie, nu că să scoate. Nu, ba, nu o să scot. Nu o să scot, o să-l las. Și ca să-l înfrumusețez, i-am pus o instalație frumoasă acolo și luminează noaptea, și așa că l-am făcut frumos. Și aștept cu drag, o să vă dau de veste la anul, dacă natura va găsi o cale, sunt sigură de asta. Așa și la voi, am făcut o paranteză, sper să nu vă supărați pe mine, să mai destind un pic atmosfera. Cam așa cred că este și relația aceasta. Adică, cumva pare că este secătuită, pare că s-a terminat, pare că nu mai este absolut nimic, dar uite că în capătul, vedeți? În capătul acestei crenguțe este această floricică. Dragostea va găsi o cale, iubirea găsește o cale, viața găsește întotdeauna o cale. Este un bonsai, nu știu, vă place bonsaiul, aveți prin casă, avem și eu la un moment dat, dar nu mai am pe aici. Cred că l-am dus în partea cealaltă. O să cadă niște măști. Aici vorbim și de persoane cu părul închis la culoare, ochi închiși la culoare, tenul mediu, măsliniu. Văd cumva că ceasul ticăie, deși aveți așa senzația că sunt vorbe în vânt, o relație care a rămas oricum în vânt. Adică este clar că există foarte multă confuzie, foarte multă neclaritate. Ce vrea, mai vrea, nu mai vrea nimic, vrea ceva sau nu mai vrea. S-a spus mai mult decât s-a făcut, vorbe în vânt, bule de aer și nimic. Adică aceste mesaje pe care voi le-ați primit, probabil că le categorisiți acum ca fiind doar vorbe în vânt.
Poate să fie o relație suspendată, mai des suspendată, întreruptă, la apus, dar v-am zis, aici este vorba despre ceea ce spuneam mai devreme. Este un blocaj în spatele căruia se suferă, dar acest blocaj trece, va trece. Și atunci o să vedem, sunt curioasă ce se întâmplă. Foarte drăguț mesajul. N-am mai primit până acum așa un mesaj. Când se deblochează totul, sunt curioasă dacă mai este aceeași acumulare de tensiuni amoroase. Obstacolele în realizarea viselor voastre. Păi, depărtarea, este clar că este o depărtare și fizică, orgoliu nemăsurat, amândoi fiind două pietre tari și ambii așteptând unul de la celălalt să facă primul pas. Acum, eu ce să vă zic? Relația aceasta durează de foarte multă vreme, absența asta, unul din viața celuilalt durează de ceva vreme, dar tot de ceva vreme durează și faptul că vă supervizați, vă supravegheați unul pe celălalt de ceva vreme pe rețelele de socializare. Dar sunteți unul în gândul celuilalt. Vă uitați pe pozele lor, ei pe pozele voastre. Este un gând obsesiv. Se gândește la voi tot timpul, continuu. Chiar dacă nu mă credeți. Chiar dacă nu mă credeți. Eu vă spun prin intermediul acestor mesaje. Se gândește la voi, vă privește pozele. Sunt persoane care vorbesc cu voi în momentul în care se uită pe pozele voastre și simțiți foarte, foarte mult acest lucru. Este o comunicare extraordinară între voi. Dar, fără a anula ce am zis mai devreme, aici este vorba despre un orgoliu clar și o vanitate. De ce? Pentru că, absentând foarte tare unul din viața celuilalt, nu prea mai știți cam cum stă treaba. Dar, clar, energia feminină nu-și mai dorește să reia legătura pentru că ar fi putut să o facă în trecut și a rămas fără niciun rezultat. Și atunci este logic să aștepte de la energia masculină, care nu i-a răspuns, să nu numai la mesaje. Probabil nu, au primit niște mesaje și au rămas așa cu în aer. Și atunci nu mai dorește nici această persoană să reia prea repede legătura pentru că nu știe ce simte ea. Mie mi se pare că este un sens giratoriu în care, dacă ați fi niște mașinuțe, v-ați plimba unul după celălalt și cam atât. Așteptând, nu știu. Dar așa o comunicare telepatică între voi, rar. Indiferent de ce se întâmplă între voi, indiferent de blocaj, indiferent de situația zisă. Este ca o oglindă. Vă uitați unul în oglindă și revin. De asta îmi pare bine că a ieșit acest mesaj, pentru că cumva parcă confirmă așa ceea ce a spus mai devreme vis-a-vis de blocajul acela. Deci între voi este doar un blocaj, o poartă, un grilaj. Iar în spatele, știu că repet, dar dacă repet, înseamnă că probabil că ar trebui luat în evidență aceasta, să fie mesajul acesta luat în evidență. Odată ce se duce blocajul, o să vedem. Deci obstacolul este mândria excesivă, vanitatea, orgoliu, două pietre tari, vă așteptați unul pe celălalt. Distanța, de asemenea, nu mi se par foarte multe persoane de altă naționalitate să fie bariere din acelea comunicaționale, mă rog, naționalitate, religie, etc., limbă și așa mai departe, mentalitate, ci mi se par mai mult persoane din același oraș, din aceeași țară, că dacă sunteți din orașe diferite, sunteți din aceeași țară, adică sunteți cumva pe aceeași lungime de undă. Posibil și o distanță, să zic așa, fizică fiind din alte orașe, dar mai mult decât distanța fizică este vorba despre faptul că nu ați mai vorbit de foarte multă vreme și din cauza asta nu prea mai știți ce simțiți unul pentru celălalt. Adică voi probabil că știți, celălalt nu mai știe. Ce vrea partenerul de la relație? Ce să mai zic? Dacă cuchetați cu această idee de viețe anterioare, cu siguranță sunt niște
niște chestiuni pe care încă n-ați trecut, ați mai trăit și în alte vieți. Aici este o relație de, cum spuneam, yin și yang, există dualitate, dar în fața voastră este dezgolit sau dezgolită după caz. Aici este un bărbat efectiv dezgolit, masca, își pune masca jos, deci mai, nu știu, poate că i-a plăcut așa să mai zboare din floare în floare, dar vis-a-vis de voi sau vis-a-vis de energia feminină, spun voi pentru că majoritatea sunt doamne și domnișoare, doar cu voi, în prezența voastră, se simte sincer, se simte bine și relaxată și dornic să fie sincer sau sinceră cu voi. Probabil nu a vrut să-și ascundă partea asta sau orice fel de latură. Probabil că în unele cazuri v-a și spus că s-a bucurat de atenția și altor persoane, că serviciul îi permite să cunoască și alte persoane, că și-a înșelat nevasta, că și-a înșelat bărbatul. Sau... De asta spun, sunt situații. Evident, puteți să rezonați sau nu. A simți nevoia ca în prezența voastră să fie sinceră cu voi, să nu vă mintă. Ce vrea de la relație? Vrea? Vă vrea. Vă vrea de nu mai poate, vă simte prin toți porii, se gândește la voi și nu își explică de ce se gândește la voi în ciuda eforturilor depuse pentru a nu mai lua legătura cu voi, știindu-vă bine, să zic așa, vindecat, vindecată. Ar vrea să aștepte, dar timpul nu este un... foarte bun prieten, sunt foarte multe energii mature, 43, 53, 37, 39, 41, 42, 53, cred că am zis, 35, dacă am zis, în sfârșit. Cum spuneam, ar vrea să aștepte, n-ar vrea să aștepte, îi este teamă să nu... să nu facă un pas și să rămână fraierică, știți, în ghilimele de rigoare. Pe de altă parte, sunt anumite semne pe care o să vi le ofere sau vi le-a dat încă, sunt chiar relații reluate de vreo două săptămâni, o săptămână, o lună, de exemplu, și se merge pe... o dedicație muzicală pe rețele de socializare, o imagine, un limbaj al vostru comun, prin intermediul mesajelor. Dar nimic concret din cauza acestei vanități. Vă vrea, deci vă vrea până în măduva oaselor. Posibil să existe acea variantă de deblocare. Cei care sunt blocați sau blocate s-ar putea să vă deblocheze, dar să nu facă vreun pas anume, știți? De asta cred că v-a tot băgat în ceață și aici sper să răspund unui număr cât mai mare de mesaje pe care le-am primit. M-a deblocat, chiar astăzi am primit un mesaj, m-a deblocat, mi-a dat un mesaj, am reluat comunicarea, după care de două zile nu mai știu nimic, nu mi-a mai dat niciun mesaj. Trio. Cineva are pe cineva. Poate să fie trecut chiar la acel obstacol. De ce nu sunteți împreună? Acum, există aici și varianta în care, deci ori sunteți într-un trio, ori aveți voi pe cineva, ori ei au pe altcineva, ori mai apare cineva între timp și nu știți pe cine să alegeți, etc., etc., ori să fie în familia sa, familia extinsă, familia, mă rog, să fie o persoană care depinde de el sau de ea. Și atunci să nu poată să facă niște pași din cauza faptului că ori o are în întreținere, ori nu vrea să se afle, având în vedere că în multe cazuri relația voastră este tăinuită, ori poate să fie
o soție, o fostă soție, un fost soț, etc., etc. Sau să ascundă ceva, să se ascundă, să ascundă ceva față, să ascundă de voi un anume ceva, să ascundă de voi. Haideți să vedem ce vrea să ascundă de voi, dacă ar fi să ascundă. Să știți că sunt și persoane care au ei genele, sprâncenele foarte arcuite, fruntea ușor lată, cu V-ul acela. Acum vă dau așa foarte multe detalii. Părul așa mai ciufulit în față, grizonat și mai ciufulit în față, nu știu sigur cum se numește acea frezură la bărbați, poate să aibă, v-am zis, ori barbișon, ori, nu știu, o gropiță în barbă, ușor fusiform, un 4 poate vă spune ceva, un 5, un 2, un 3, este progres aici, dar vreau să văd ce secret ascunde persoana aceasta. De ce nu ce nu știți voi? Ce nu știți? Da, dacă este într-o relație, nu știți că vrea să pună capăt acestei relații. Vrea să pună capăt și să înceapă o viață cu totul și cu totul nouă, singur sau singurică. Ce nu știți? Și știe că s-ar echilibra sau ar echilibra balanța. Știți ce nu știți? Nu știți că vrea să pună capăt relației sau vieții pe care o are în prezent acum, cu sau fără cineva, și să reintre în viața voastră. Asta nu știți. Este vorba de dorința de a pune capăt, deci tot ce a fost până acum vrea parcă să șteargă cu buretele. Iar aceste cărți, practic, coroborate, înseamnă, în sfârșit, e un nou început. Dacă s-ar putea, ar vrea să facă cunoștință cu voi, ca și cum nu vă cunoașteți. Să o luați de la început, mă numesc, cine ești, cum ești. Să reînvie cumva momentele pe care le-a trăit înainte. Sau ascunde, în mod real, un divorț, o separare, nu știu, ceva, o plecare din. O părăsire de incintă. Balanță, dacă vă spune ceva, asta cred că am zis-o. Ce anume vă va influența relația? Încrederea sau lipsa ei? Tentație mare de a relua această relație și de o parte și de cealaltă, deși pare că acum este stană de piatră, în continuare spun că este vorba despre o supraveghere pe rețelele de socializare. Și ei pe voi și voi pe ei. Există aici un fruct din care nu s-a mușcat încă. Asta înseamnă că s-ar putea să nu fi consumat această relație din niciun punct de vedere, iar dacă n-ați consumat-o din punct de vedere emoțional, este și mai și. Dar aici asta vă influențează, ce anume vă influențează situația voastră, relația voastră, lipsa de comunicare, lipsa de încredere, încrederea că veți fi împreună. Sau veți mai fi împreună, sau că veți reînvia emoțiile și sentimentele de la început. Haideți să vedem și rezultatul. Rezultatul înseamnă, sau este influențat rezultatul relației voastre de o decizie. Este influențat de o decizie. O decizie pe care persoana asta o va lua. Și cât de curând se gândește la o decizie. Să știți că de un an și ceva, s-a perpelit efectiv, neapărat după voi. S-a perpelit și a fiert în suc propriu, s-a luptat cu propriile decizii, doamne, ce vorbesc, cu proprii demoni și va lua o decizie clară și concisă, fără a se mai gândi, această legătură, la ochi, pentru mine cel puțin, înseamnă prea multe lucruri pe care le-a pus înaintea fericirii sale și înaintea deciziei. Poate de a fi cu voi. Nu pot să o sun pentru că e cu altcineva, nu pot să o sun sau nu pot să o sun pentru că simt eu că este bine, că dacă postează că este fericit, fericit înseamnă că s-a vindecat, înseamnă că m-a uitat, m-o fi uitat, nu m-o fi uitat. Gândiți-vă la o persoană care vorbește în fața oglinzii, mult, tare și într-una.
În loc să vorbească și în loc să se gândească și în loc să, nu mai bine pune mâna pe telefon, nu mai bine pune mâna pe mesaj și scrie și ce o fi o fi, că până la urmă ce contează? Că relația oricum poate să fie tăinuită. Cine știe? Foarte multe decizii a luat chiar în locul vostru, inclusiv de a bloca, inclusiv de a pleca din relație, inclusiv de a abandona această relație. Abandonez relația pentru că așa o să-i fie mai bine, o să o eliberez de mine sau o să o eliberez de mine. Dar n-ar fi ok să mă lași pe mine, să-mi dau seama dacă e bine așa? Și vedeți noastră, dacă n-a luptat foarte tare sau nu v-a arătat că luptă pentru voi, mai ales dacă voi ați fost acele persoane care ați blocat, pentru că aici există și lipsă de comunicare făcută sau realizată de ea în unele cazuri. Și neîncrederea aceasta. În general, anumite persoane au nevoie de a-și confirma faptul că persoana respectivă va lupta pentru ea. Iar blochez persoana respectivă și stau și aștept. Dacă mă caută, dacă se chinuie, dacă alergă după mine și în gaură de șarpe, înseamnă că merită persoana. Dacă persoana cealaltă n-a făcut nimic, păi cum aș putea eu să mă bazez și să las eu tot ce am construit în prezent să fug în lume cu o persoană pe care ori am cunoscut-o de puțin timp, ori nu prezintă încredere, ori cum aș putea să fac eu chestia asta, să trăiesc așa cumva momentul. Mai ales că este o relație neconsumată și la nivel fizic. Iar dacă celălalt poate că a plusat foarte mult pe partea aceasta a intimității, a fizicului, desincronizare, energia feminină sau, mă rog, energia feminină, energia masculină, nu și-au pus niște semne de întrebare, păi nu vreau oare doar să mă seducă și să mă abandoneze? De asta zic că sunt foarte multe, foarte multe decizii, de gânduri. Dar persoana respectivă, rezultatul este că va lua o decizie, probabil dintr-o dată, surprinzătoare, spontană, în favoarea unei relații de yin și yang. Dar cum am spus că voi sunteți chiar într-o relație de yin și yang, probabil că este în favoarea voastră. O decizie care ar putea să constea și în a alege între două persoane. S-ar putea el să fie în momentul de față într-o relație sau a fost într-o relație în sfârșit. Chit că cu voi n-am mai vorbit de foarte multă vreme, dar gândul i-a stat acolo. Adică a avut o relație fizică și o relație telepatică. Și atunci probabil că va câștiga această relație telepatică. Pentru că acolo, cu voi, se întâmplă niște lucruri. Adică de, la nivel de spirite, la nivel de suflete, la nivel de vieți anterioare, sunt niște contracte, niște promisiuni, niște întâlniri. Adică persoana asta nu mi se pare că e pa, definitiv. Din contră, după acest blocaj, există această dorință de revenire în relație de yin și yang. Haideți să vedem surprizele. Ce urmează după această decizie? Decizia de a telefona, de a vorbi cu voi în mod inexplicabil până acum. Nici nu știi ce v-ar spune. Ba da, o să vă spun eu acum. Mesajul sună cam așa. Tu nu știi cât de greu mi-a fost să-ți dau drumul? Dar fiind în preajma ta, mi se pare că mă sufocam eu. Și știți de ce? Exact pentru ceea ce spuneam mai devreme. Nu erau acele piedici, acele energii stagnante. Știa că s-a îndrăgostit de o persoană pe care nu o poate avea. Posibil să fi vorbit și cu o persoană
avizată, terapie, psiholog, psiholog, un prieten sau o prietenă de încredere. Este vorba despre o confesiune pe care a făcut-o. A încercat orice persoană respectivă să vă uite. A încercat orice, inclusiv terapie. Nu e ieșit. Probabil că o să aveți aceste discuții. Nu mai zic sport, natură, frumusețe, tinerețe, yoga. A încercat pe cât posibil să aplice tot ceea ce a știut el sau ea, din punct de vedere al lucrurilor tradiționale pe care le faci în momentul în care vrei să uiți o persoană. Inclusiv, o mână spală pe alta, mă implic într-o altă relație ca să o uit pe cealaltă. Nu i-a reușit nici asta. De ce? Pentru că vă admiră extraordinar, pentru că vă consideră al naibii de amazing, de minunată sau de minunat. Și-ar dori foarte tare să vorbiți cu el sau cu ea. Are și anumite complexe vis-a-vis de voi, să știți, anumite frustrări. Poate nu mai arată la fel de bine sau poate nu mai nu-i se pare că este la fel de frumos, frumoasă ca voi sau că nu mai este pe aceeași lungime de undă cu voi din punct de vedere fizic. Să știți că ține foarte mult la fizic persoana asta. Îi este dor de râs, de râsul vostru sau de momentele voastre în care vă distrați foarte tare, copiosul unul cu celălalt. Vă consideră o persoană care are un simț al umorului dezvoltat sau poate persoana cealaltă. În orice caz, un schimb de mesaje, voi ați avut, vorbesc ca Yoda din Star Wars acum, momentele acelea frumoase pe care le-ați avut în care v-ați simțit foarte bine unul cu celălalt, este, cum să vă spun, de foarte multe ori a vrut să vă scrie, a vrut să vă dea telefon sau să vă scrie, dar parcă s-a mușcat de mână, știți, ca să nu vă scrie. De-aia spun că e vorba de o tentație extraordinară, dar se abține extraordinar, tocmai pentru a nu cădea de papagal sau papagaliță. Mă scuzați că am folosit aceste expresii. Nu le-am folosit cu răutate, ci ca să vă spun cam ceea ce simte în momentul de față, în unele cazuri. Cum spuneam, și această carte vorbește despre faptul că este frică să nu își piardă din farmec această comunicare a voastră telepatică, această relație. Este disperat sau disperată ca altcineva să nu preia controlul vieții sale, adică voi. Probabil în trecut i-a fost teamă de acest lucru. Probabil că face anumite. În orice caz, înainte de a vă cunoaște, ori s-a apucat de o cură de slăbire, detoxifierea organismului, vrea să apară foarte drăguț, adică să arate bine, să, nu știu, face niște eforturi aproape disperate ca momentul în care vă întâlnește, mai ales față în față, să arate într-un fel, astfel încât vă o să vă cadă cu trunc și să nu mai puteți să refuzați niciun fel de avans pe care vi-l face. Pentru că vă consideră awesome. Vă consideră minunat, minunată. Splendid, splendidă. Și își dorește să facă această alegere cu foarte mult curaj. Îi lipsește curajul, să știți, să nu distrugă tot. Cam atât, dragii mei, cam atât, dragile mele, cam lunguță această etalare, dar așa am hotărât să fac această etalare pentru a răspunde la cât mai multe întrebări, pentru că în fiecare zi primesc sute de mesaje cu tot soiul de solicitări și atunci câteodată le comprim tocmai pentru a veni în ajutorul vostru și a vă răspunde la aceste mesaje. Dragii mei, eu vă doresc să aveți în continuare zile frumoase, chiar este frumos afară, să fiți fericiți, să fiți iubiți. Mulțumesc tuturor pentru toate mesajele
excepționale pe care mi le oferiți, să fiți binecuvântați, binecuvântate, sunteți în permanență în rugăciunile mele, sunteți minunați și îmi pare rău doar că nu pot să răspund la toate mesajele, dar când am câte un puțin timp, le răsfoiesc și să știți că mă ajutați extraordinar și îmi ridicați moralul atunci când sunt cu moralul la pământ și îmi ridicați energia și o să fac tot ce îmi stă în putință să vă răspund cu la fel, cu aceeași energie bună și cu, ia zic, cu monedă, cu aceeași energie bună. Doamne ajută tuturor, multă sănătate și la mulți ani tuturor celor care își aniversează zilele de naștere în acest weekend și în zilele ce vor urma. Se apropie septembrie cu multe surprize și cu multă iubire și multă dragoste. Bombă! Numai bine, vă pup! Pa, pa!